Era o noapte jefuită de stele. La fereastra nădejdii zăbrele, la ușa salvării lacăte, iar frunțile noastre palide înnoptaseră toate, când în mijlocul nostru a izbucnit ca o flacără neagră ura, focul i-a topit într-o clipă gând, suflet, aripă, toate din tot, și n-a mai rămas decât zgura. Baroase cumplite sparseră tăcerea în cioburi de rătnete mari, cât durerea. Țăndări din sufletele noastre au ajuns până la cer. Martirii ardeau pe ruguri de ger. Atât de cumplite au fost suferințele, că mulți dintre noi, în noaptea aceea, și-au pierdut mințile, iar alții și-au pierdut veșnicia. Din cei ce au trecut pe acolo, numai morții vorbesc. Asemenea lui, așiși de reție, iată de pildă eu, umblu, vorbesc, dar viața mea nu-i prieten decât o moarte vie. Iată-mă aici, la ceasul comorilor, îmbrățișându-mi durerea pe lespezi de patim și chin. Aștept învierea, aștept Arhanghelul Zorilor, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin.